Am practică undeva 30 de ani în agricultură. Nu mai caut, plec undeva și vârsta poate nu-mi permite. Dar oricum, îmi place, îmi place. Dacă nu era să-mi placă, poate lăsam agricultura și eram undeva prin Europa. Suprafața gospodării undeva e 900 de hectare, avem 80 de hectare de livadă care tot prelucrăm cu preparate de la Syngenta. La moment avem semănate în jurul la 150 și ceva de hectare de floare de la Syngenta, avem 50 de hectare de porumb, sfeclă mai puțin, avem undeva 6 hectare. Anul acesta am folosit batanga, undeva 50 de hectare. Așteptăm rezultate, dar rezultatele se vede. Acum cred că mai jos de 12 tone de boabe de porumb la hectar nu se prevede. Floare soarele tot, sumică se prevede numai puțin de 3 tone, 3 tone jumate, neoma la fel. Produsele de protecție plan de Syngenta au importanță valoroasă, vreau să spun că fără produse chimice în ziua de azi e greu de căpătat o producție calitativă. Pentru Republica Moldova, Syngenta reprezintă ca unul dintre niște piloni de bază a dezvoltării în viitor a culturilor, și în privința protecției, și în privința semințelor, și multe alte lucruri. Ce aici privește agricultura.